Acum un subiect foarte interesant și propus de unul dintre abonați a fost: la ce să te uiți în momentul în care cumperi un ATV SH, iar în momentul de față vă voi arăta câteva lucruri la care eu m-aș uita sau la care voi ar trebui să vă luați, să vă uitați în cazul în care cumpărați un ATV de la cineva, un ATV SH. Iar în momentul de față mă voi uita în mare la linie, adică la ce m-aș uita eu, spre exemplu, la un linha și ce se poate aplica și la alte ATV-uri. Și apropo, hello boys! Am aici pe telefon o listă cu câteva lucruri pe care eu le-aș verifica, sau ce m-am gândit, ignorați acest decor. Un prim lucru ar fi să rugați persoana respectivă să vă arate ATV-ul curat. Ce am eu aici e un exemplu extrem de prost. De ce zic să fie curat? Pentru că primul lucru de pe listă e să te uiți după carene zgâriate sau crăpate. Bine, acum chestii de genul de pe aici e normal, pentru că nu mergi pe stradă cu el. Mergi prin pădure, prin frunze, prin cărăci, prin mărăcini și e destul de normal. Dar eu mă refer la chestii de genul acesta, care în asta nu este la ATV-ul meu. Pentru cei care nu știți, am avut o... Asta e de la un linhai de 500, sunt identice, am avut carena spartă așa și am schimbat-o, pentru că e mai frumos. A, și la scară ce mai am aici, și aici a intrat cineva mine după tata când a încercat să facă așa capse, a sărit cu totul. Pe aici, pe la faruri, eu am chestia asta de aici, nu stă extrem de bine, să le verificați semnalizarea. Când am vrut să-l scot din garaj fără să mai pune scandal cu genunchiul în ea și s-a rupt, chestia asta e făcut de tata, a dat într-un butoi cu ea, efectiv, când am vrut să-l parchez în garaj. Deci sunt chestii care se pot întâmpla, dar dacă vrei să negociezi mai bine la ATV SH, sunt lucruri care, al doilea lucru ar fi bordul să fie perfect funcțional. Eu am o mică zgrietură aici pe bord. Ce arată aici? E puțin murdar. Arată aici orele, kilometri și mile, cam atât. Four-wheel drive, că e 4x4 acum. Nivelul la apă și la benzină, totul funcționează. E o butelă de la semnalizări, de la avarii l-am aici, numai acesta pentru că s-a oxidat. Restul, butoanele să funcționeze toate, fază scurtă, fază lungă, tot ce mai trebuie. La fel și luminile, să fie funcționale. Să vă uitați de urme de rugină, aceasta la tobă, nu știu cât de mult se pune, dar în principiu pe aici brațele la planetare, adică brațele efective astea care țin roata, totul pe aici, să nu fie, să n-aibă rugină prea mare, să se mai întâmplă. Aici n-am ce știe ce extraordinar de neplăcut ca să vă pot arăta. Ce este un lucru important, dacă puteți vedea cumva să vă uitați cât mai atent, să nu fie vreo urmă de sudură pe șasiu, șasiul să nu fi fost rupt, să-l fi sudat și bum, să-l fi dat ATV imediat, pentru că și asta este o problemă mare. Încă un lucru, poate să mai aibă joc, să fie pe porțiune dreaptă, să fie ok, nu cum e a mea acum, pentru că nu pot vedea. Să ne aibă joc, să la capetele bară, sau mai special la rulmenți. La mine acest rulment are o problemă, trebuie schimbat. Anvelopele să fie cât de cât decente, ale mele încă sunt ok și par foarte bune pentru durata lor de viață, adică pentru cât au ținut ele până acum. Să mai verificați frânele, poate dați o tură cu el, vă plimbați. Frânele sunt tot așa importante, eu de-abia ce le-am schimbat și țin foarte bine. Încă un lucru care este destul de important, să-l rugați pe tipul respectiv să nu pornească ATV-ul până nu ajungeți, să-l luăm mai în spate, opa, frâne. Prima pornire o să faceți voi când ajungeți acolo, cu sau fără șoc nu are importanță. Modelele noi, cele pe injecție, au șoc automat, deci nu mai trebuie să-l tragi. Și încă un lucru bun, să verificați uleiul la motor, să aibă o culoare ok, să intre bine în fiecare viteză, să cupleze repede, 4x4 de preferat. Acum este la ale, unele mai pot avea, mă refer la linha aici, o manetă aici pentru 4x4 sau așa, care este înlocuitoare pentru aceasta. Să vedeți
suspensiile, cât de moi sunt, să vedeți, spate cât de omorât e, habar n-am, cât de bine merge, cât de frumos de motorul, un lucru destul de nasol pe care nu îl puteți verifica, ar fi cureaua, ambreiajul și variatorul. Nu puteți desface atunci să vă uitați la ele, să vedeți cum și în ce fel. În principiu îți poți lua mare țeapă acolo, sau dacă sau vânzătorul își poate lua mare țeapă dacă nu știe ce, de ce nu merge ATV-ul și pur și simplu are cureaua ori foarte tocită într-o singură parte și alunecă, ori diverse chestii de genul. Puteți încerca dacă aveți, să vedeți dacă priza este funcțională. Nu pot să desfac. Priza este funcțională și în principiu o probă este crucială la ele, să vedeți dacă merge sau nu după sunet în principiu sau după cum trage, se simte orice ATV ar trebui să tragă bine și să simți că trage dacă te dai puțin la el. Dacă se poate, să-l rugați să-i arătați să vă arate și aici cum se prezintă filtrul de aer și ce mai are și pe subșa. Poate găsiți ceva neașteptat. De exemplu, cum am eu siguranța topită și trebuie să o schimb, adică trebuie să schimb tot bloc de siguranță sau panou de siguranță, cum se numește. Dacă arată ok și dacă merge ok, să zic că îi merg toate luminile, semnalizările, farurile, butoanele, bordul, este perfect funcțional, trage și bine, nu are sunete ciudate de scârțieli, nu are sunete de scârțieli sau nu se îngătuie. În principiu ar fi ok dacă are frâne decente și mai bine, dacă nu are rulmenții duși e și mai bine. Acum se simte grav că e nasol. La fel cu rugina, să vă uitați și la cardan. Eu de exemplu aici mai am o problemă, nu se ridică frâna complet și rămâne frâna oarecum pusă. Și este un lucru destul de enervant. Acum este foarte nasol pentru că eu am ATV-ul extrem de murdar și n-am mai avut timp să-l spăl sau să mă duc undeva. Și că acestea fiind spuse, ce frumos a intrat în viteză, sper că v-am ajutat să vedeți la ce ar trebui să vă uitați în momentul în care vă cumpărați un ATV SH sau doriți să faceți acest lucru, la ce să vă uitați. Și LED-urile astea ar trebui să meargă toate. De obicei la Mihai am văzut că nu prea mai merg. La mine merg toate. Toate. Și am văzut că la TV-uri noi deja mai merg una aici, una aici. La TV-uri noi. La mine au ținut spre mea. Aici la semnalizare ce mai au problemă că a intrat apă. Dar încă funcționează. E de ce tot ok. Sper că m-am ajutat. Noi ne vedem pe data viitoare și dacă mai aveți ceva de adăugat, nu uitați să spuneți în secțiunea de comentarii să vadă și ceilalți în caz că eu nu am spus. Așa că noi ne vedem pe data viitoare și v-am salutat. Pa! Everybody knows now, we the best to throw down. Parties in the SoCal, we get it so loud. Party with the whole crowd. Oh yeah, welcome to my show, bitch. This is my hometown. I'ma get it right. 6.000 de ture lejer. Oh.